Salutare! Astăzi ne revedem după 2 săptămâni de când testez acest model de la OnePlus Nord 3 și te invit să rămâi alături de mine până la final pentru că vreau să îți spun cum mi s-a părut mie în această perioadă de utilizare, pentru că l-am folosit în fiecare zi și cel mai mult am încercat să și experimentez anumite lucruri cu el, pentru că mi s-a părut destul de interesant, fiind un telefon din punctul meu de vedere de buget, adică e undeva între 2600, am văzut, și vreo 3000 de lei l-am văzut pe EMAG. O să vă las mai jos în descriere un link către el pentru cei care sunteți interesați. Și mi s-a părut că are câteva lucruri de spus. Am să vă spun și despre ce nu mi-a plăcut, pentru că sunt câteva lucruri cu care n-am reușit să mă împac. Așa că te invit să apeși butonul de subscribe chiar acum ca să fii alături de mine. Apasă și butonul de like, pentru că în felul ăsta vom ajuta acest videoclip să ajungă la cât mai mulți vizitatori și la cât mai mulți oameni care poate chiar au nevoie să afle informații despre acest device. Hai să vedem care a fost experiența mea începând din prima zi. În primul rând, aș vrea să descriu în câteva cuvinte designul acestui model. Din punctul meu de vedere, e un design relativ minimalist și masculin, aș putea spune, cu niște muchii destul de ferme așa și rectangulare. Are un cant făcut așa ușor, nu știu dacă se vede, dacă reușesc să focalizez în acest moment. Dar este destul de ferm așa din punct de vedere al designului. Eu am mâna mică și cam așa arată în mâna mea. Nu prea m-am băgat cu dimensiunile lui, dar na, asta este poate că o defecțiune a utilizatorului, mă refer aici la mine, pentru că nu e pe proporția dimensiunii mele. Și ăsta ar fi un minus la partea de manipulare. Revenind la design. La capitolul design, mie personal mi-a plăcut foarte mult spatele acestui model și modul cum au fost încadrate, cum au fost încapsulate camerele pe care le vedeți aici pe spate și totodată avem și cele 2 buline albe care reprezintă dual flash-ul de la acest telefon, însă eu nu prea fac poze să folosesc blițul sau chestii genul ăsta. Deci nu mă încântă prea tare la niciun device, nu prea folosesc blițul pe timp de noapte pentru că mi se pare că arde pozele prea tare sau nu știu, încerc să folosesc cât se poate camera la capacitate maximă fără să mă folosesc de treaba asta. Designul acestor camere mie mi-a plăcut. Totuși, acest design are și un aspect în minus pe care eu l-am sesizat. Eu încerc să structurez cumva lucrurile pe de-o parte și pe alta, dar nu reușesc pentru că trebuie să expun și partea asta negativă, pentru că altfel o să o uit. Nu mi-a plăcut, spre exemplu, faptul cum stă așezat pe o suprafață plană, cum ar fi o masă sau un birou. Sunt destul de ieșite în afară și, nu știu, modul cum sunt poziționate, efectiv, joacă acolo pe masă. Ăsta ar fi un minus. Dar treaba asta se întâmplă și la multe alte device-uri pentru că, na, camerele sunt din ce în ce mai mari și cerințele sunt din ce în ce mai complexe. În partea de jos, la baza acestui telefon, avem evident mufa de încărcare care este USB Type-C, nu avem mufă jack, avem sertarul pentru cartelă, pentru tot ceea ce avem de inserat acolo și pe lateral aici avem ceva specific pe care l-am regăsit întotdeauna la OnePlus și anume butonul de switch pe volum și silent și pe vibrații. Asta este o chestie pe care eu personal am apreciat-o ca fiind o semnătură a celor de la OnePlus, pentru că pe Android nu prea vezi chestia asta. Mai există un astfel de buton la telefoane de la iPhone, spre exemplu, care face cumva chestia asta, însă la OnePlus eu mi-aduc aminte de treaba asta de la primul model. Design, avem aici în partea de sus o capsulă foarte mică pentru infraroșu, nu l-am folosit pentru că nu știu la ce l-aș folosi eu, spre exemplu. Să trecem și la partea de funcționalitate. Sistemul de operare se mișcă foarte ok, adică este vorba despre un Android 13 și se mișcă destul de rezonabil, aș putea spune eu. Telefonul oferă performanțe destul de bune astfel încât să navighezi prin meniu și prin toate lucrurile necesare destul de rapid. Nu am simțit niciun moment că se agață sau chestii de genul ăsta. Are niște specificații pe care o să vi le las aici destul de bogate, aș spune eu, și pot face acest device să fie pregătit pentru cam toate task-urile de zi cu zi. Ce am mai făcut eu în această perioadă cu acest device a fost să experimentez cât se poate de mult partea de foto-video, spre exemplu. Așa că pe contul meu de Instagram, Garage Community, o să găsiți acolo o serie de fotografii pe care le-am făcut în diferite ipostaze, ziua, seara, la apus, spre exemplu, astfel încât să pun acest model la cât mai multă muncă, să vedem ce putem să primim de la acest model cu aceste camere. Părerea mea este că oferă destul de bună calitate la partea de fotografie. La partea de video, stabilizarea nu este cea mai spectaculoasă, dar e un telefon mid-range, adică un telefon de buget, deci nu prea putem să avem pretenții de stabilizare foarte puternică. Dacă îl folosești, spre exemplu, pe un trepied, o să-și facă treaba foarte bine. Ce am mai sesizat important, un aspect foarte important de menționat la acest model, este cu privire la camera de pe față, camera selfie. Am făcut într-o seară, spre exemplu, eram pe undeva pe stradă, întuneric beznă, am filmat în format portret un videoclip pentru TikTok, dacă nu cumva mă înșel, și nici eu nu știam de treaba asta, însă a sesizat că nu este suficient de multă lumină și a făcut o chestie interesantă pe care n-am mai văzut-o la alte device-uri, un layout ca cel de aici, astfel încât a rămas decât fața mea încadrată într-o bulină, iar restul a fost un fel de overlay care s-a aprins sub o formă de alb și a adus un plus de lumină, care, observând eu ulterior, chiar a ajutat foarte mult imaginea, mai ales în momentul în care am uploadat clipul respectiv, chiar a ajutat destul de mult. Lucrul ăsta mi s-a părut destul de interesant și cam despre asta este vorba la un smartphone în ziua de astăzi, să vină cu funcții noi, funcții utile, adaptate la ceea ce se cere în momentul de față. Adică există destul de mult format de tip conținut pentru TikTok sau pentru Reels-uri și ai nevoie de tot felul de mici artificii de genul ăsta, astfel încât să nu mai aduci după tine un ring light sau chestia de genul ăsta. Mie mi s-a părut utilă treaba asta și pot să o confirm că și-a făcut și treaba. De altfel, modul de încărcare funcționează destul de bine cu încărcătorul care vine în pachet și cu cablul, pentru că primim și un încărcător și un cablu. Atenție, cablul este la fel în continuare sub aceeași formă și aceeași semnătură pe care cei de la OnePlus au folosit-o încă de la primele modele, adică un cablu roșu. Și pot spune că sunt foarte mulțumit de modul cum se încarcă. Bateria ține cam o zi, adică la modul cum l-am folosit eu, apeluri, mail-uri, Facebook, mă rog, platforme sociale, TikTok și pentru view, dar și pentru upload, să zicem 3-4 clipuri pe zi, foto pentru Instagram, adică l-am cam folosit la modul ăsta cam o zi, adică m-a ținut o zi, n-am ajuns niciodată pe zero cu el, astfel încât să intru în panică sau ceva, deci pot spune că are o autonomie rezonabilă pentru ceea ce are de făcut. Alte lucruri pe care le-am mai sesizat la acest device ar mai fi niște mici impedimente, însă nu le pot asocia device-ul în sine, ci cred că este vorba despre o perioadă de timp până se vor mai face niște update-uri. Mai exact, există niște bug-uri la aplicația de la Instagram. În momentul în care am făcut mai multe postări și i-am comandat aplicației să urce postarea și în contul de Instagram, dar și în contul paginii de Facebook, a crăpat. Deci asta este o chestie pe care am văzut-o la Instagram. Am mai pățit o chestie similară și la Facebook prin Business Suite, adică când am vrut să planific niște postări, la fel au crăpat. Deci cred că mai este nevoie să primim niște update-uri, dar de la aplicații mă refer, pentru că din punct de vedere al Android-ului n-am sesizat niciun fel de problemă, n-am avut niciun fel de crash în nicio altă aplicație, mie mi s-a părut destul de rezonabil și cred eu că avem nevoie de astfel de device-uri care să fie echilibrate atât ca specificații, dar și ca buget, pentru că acum trebuie să ne uităm foarte bine și foarte atent pe ceea ce dăm banii, pentru că lucrurile costă din ce în ce mai mult. Din punctul meu de vedere, e acolo și îți poți face treaba cu el destul de bine și destul de rezonabil. Eu am fost mulțumit, am văzut și lucrurile care nu m-au satisfăcut pe mine și am încercat să vi le expun și vouă, astfel încât voi să știți ceea ce vi se potrivește pentru ceea ce veți face cu el. Dacă sunteți foarte orientați pe partea de conținut media, social media, suntem, nu știu, poate la început de drum content creator, da, este potrivit, mai mult pe partea de foto. Deci mi-a plăcut foarte mult cum se descurcă pe partea de foto. Nu ai nevoie de editare la partea de fotografie, adică este foarte fidel cu realitatea, nu umblă și nu intervine foarte mult la culori. Dar pe partea de fotografie nocturnă, acolo se folosește foarte mult de tot ce înseamnă lumini pe care le poate accesa și încălzește puțin fotografia, dar rezultatul este ok. Însă pe lumină de zi sau acolo unde nu trebuie să intervină, să facă o procesare foarte intensă, culorile sunt naturale. Adică am mai făcut și alte poze cu alte device-uri și am văzut culorile diferite față de ceea ce vedeam eu cu ochiul liber. Însă la modelul ăsta mi-a plăcut treaba asta pentru că au încercat să păstreze acuratețea culorilor din realitate și mi se pare o chestie de apreciat. Pe partea de video, mai puțin aș putea spune, dacă ești la început de drum, da, e ok. În rest, are un Android pur, aș putea spune, de asta se și mișcă așa bine. Display-ul este destul de generos, adică poți să-ți faci treaba cu el. Dacă mai aveți alte întrebări cu privire la acest device pe care eu l-am testat în această perioadă de timp, mai jos în comentarii, aștept întrebările voastre pentru că cu siguranță poate că aș putea să răspund și în mod mai specific unor persoane care vor să afle mai multe detalii despre acest model, astfel încât să știți ce vă interesează înainte de a achiziționa acest model. Nu ar fi suficient timp într-un clip de câteva minute să explic chiar toată experiența din 2 săptămâni, deci l-am testat 2 săptămâni și l-am testat, zic eu, cât se poate de intens și la maxim. Cam atât am avut eu de spus cu privire la acest model. Pe canalul meu veți mai găsi încă vreo 2 videoclipuri despre acest model, puțin mai, nu știu, mai nișate așa. Unul este cu un unboxing, altul este despre modelul în sine și asta este după utilizare. Cam așa am încercat eu să structurez prezentările pentru device-urile pe care le testez și pe care le pot prezenta către voi. În altă ordine de idei, dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, butonul de subscribe este disponibil chiar aici și este gratis să-l apăsați. Mă ajută foarte mult și dacă v-a plăcut acest clip, butonul de like este foarte, foarte util ca să putem să învingem algoritmul și, desigur, dacă vă face plăcere să susțineți canalul Garage Community, puteți să-i dați un share pe rețelele de socializare oriunde vreți voi, că așa ajungem la cât mai multă lume. Și nu uitați de rubrica de comentarii, pentru că sunt foarte deschis să primesc de la voi orice întrebare, pentru că aș putea să vă răspund la ceea ce poate am omis să prezint și în felul ăsta ne ajutăm reciproc. Și în felul ăsta comunicăm și în felul ăsta creăm o comunitate. Cam asta am avut eu de spus. Până data viitoare, vă salut și spor la treabă!